Astăzi ne aflăm în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, unde au fost plantați circa 50 de copaci de stejar. Aceștia au fost plantați de către elevi, voluntari, dar și de către refugiații din Ucraina. Cadrul acestor evenimente de aniversare a 30 de ani a partidului, dar cooperează cu noi și participă la această acțiune totodată reprezentanții ai mai multor centri de tineriat din Biblioteca Transilvania, Colegiul Universității Tehnice. Avem aici cu noi și cu două doamne care au venit de frica războiului din Ucraina la noi și s-au adăpostit în orașul Chișinău și au dorit să participe totodată. Au fost deschise să vină, sunt alături de noi. Sădim în cadrul acestui în acest scoar de la Ciocana 50 de pomi. În cadrul acestei acțiuni și ne bucurăm foarte mult că mai multă lume a răspuns acestui apel și reușim să facem acest lucru. Нам очень приятно, что нас пригласили поучаствовать в акции. Это партия зеленых. Александр нас пригласил. Мы с удовольствием присоединились. Нас несколько человек. Мы с удовольствием поможем и озеленим, и какую-то проявим активность в знак благодарности за то, что открыли двери. Молдова и нас приняла. Спасибо вам.